Bună ziua, mă numesc Matei Gradu Ștefan și sunt alături de colegul meu de bancă, Ionuț Dumitrache. Bună ziua! Salut, Ionuț! Ce părere ai de noile restricții adăugate aseară de domnul Iohannis? Băi, sunt niște restricții destul de bine gândite, pentru că la noi în România s-a cam agravat situația cu cazurile de COVID-19 și... Băi, într-un fel e un lucru bun ce a făcut el. Pe lângă faptul că ne-a mărit restricțiile cu ora intrat în casă, cu purtatul măsurii obligatoriu și toate cele, dar mai da și două săptămâni de vacanță. Deci, da, tocmai ce vreau să te întreb, cum ți se pare că a venit această vacanță? Păi a venit de nicăieri, nu mă așteptam, chiar nu mă așteptam, dar e un lucru foarte bun, pentru că, cum ți-am spus, s-a agravat situația și nu cred că s-a agravat situația doar în afara școlii, pentru că ce se întâmplă cu COVID-ul ăsta nu dispare în momentul în care intri în cita școlii, rămâne și acolo și este mult mai bine că ne protejăm mai mult. Din câte m-am interesat, am observat că masca este purtată și pe stradă, dar și în interiorul multor magazine și ai nevoie de certificatul verde. Da. Poți să ne spui despre acest certificat verde? Ce unică folosință are acesta? Băi, spre exemplu, dacă vrei acum să mergi la suc, să mergi undeva într-un local, cel mai multe locale acum o să ceară certificat verde sau, în caz că ești în București, o să trebuie să ai nevoie de un certificat verde obligatoriu ca să intri în mall, desigur. Dar acum este mult mai ușor cu certificatul verde și cu vaccinul, pentru că înainte îți dădea certificatul verde după ce făceai rapelul și după ce așteptai cele 10 zile. Acum, de la prima doză, poți să faci certificatul verde lejer. Da, oricum o să se ajungă la așa zisa marjă de vaccinare cât de curând, da. Pentru că devine acest subiect inevitabil și te lovești de el la tot pasul, adică n-ai cum. Da, nu poți să sari peste el. Ai nevoie să intri într-un magazin, ai nevoie de certificat verde, de vaccină. Da. Și... Dar până la urmă ești pe binele nostru, știi? Da, da, da. Dar ce părere ai despre vaccin și dacă te-ai vaccinat, cu ce vaccin ai folosit? Eu m-am vaccinat cu Pfizer și... Băi, părerea mea este că multă lume se panichează pe vaccinul ăsta, de parcă zici copii și știe ce bombă, da? Da. Adică mor de la vaccin, mor pentru că s-a întâmplat o chestie neprevăzută, nu e ceva că zici că bă, moare lumea pe bune, nu, e alte probleme ale oamenilor, că nici înainte nu se murea numai de COVID-19, se mureau de mai multe boli care erau afectate de... Însă acum, știi, dacă iei acea zisă coronavirus COVID-ul, nu mai se întâmplă atât de multe chestii rele dacă ești vaccinat, e pur și simplu o gripă, o răceală. Da, în mod normal poți să te ferești de ea cu masca de protecție și multe alte lucruri, gen de detectant. Spre exemplu, pentru multă lume nu înțelege, dacă te vaccinezi, nu ești 100% imun împotriva coronavirusului. El doar te protejează mult mai mult și în caz că poți să le iei oricând, da, poți. Nu este o stare atât de gravă. Pentru că multe cazuri de corona sunt atât de grave încât omoară lumea. Da, și să nu uităm că îl putem transmite cu tot putem cu vaccin. Transmite, da, cu tot cu vaccin, dar noi nu transmitem nicio stare așa gravă, pentru că nici nu luăm o stare așa gravă. Adică pentru noi, cei vaccinați, dacă luăm cu noi, e o răceală zilnică. Da, mă duc, îmi dă mama o pastilă, da, dau capică și mă culc și peste două ore mi-a trecut acel COVID. Din ce cauză te-ai vaccinat cu Pfizer și nu ai folosit celelalte două metode de vaccinare? Pentru că am auzit că este cel mai folosit gen ca vaccinare. Și plus că același vaccin au avut și ai mei, au făcut același vaccin la Pfizer și dacă au făcut și ai mei, merg și eu pe mâna. Ți s-a părut cel mai sigur. Da, cel mai sigur. Adică știu că n-are cum să se întâmple ceva cu mine, pentru că cu ai mei nu s-a întâmplat și tot așa. Am înțeles. Păi cam atât o să fie cu acest interviu. Mulțumim domnului Ionuț Dumitrache că a fost alături de noi și noi ne vom revedea data viitoare.